când și cum să uzi corect ceapa pentru a evita putrezirea ei. De ce putrezește ceapa? Ceapa, ca orice plantă, are nevoie de îngrijire adecvată și în timp util. Siguranța sa în timpul creșterii depinde de mai mulți factori, umiditate ridicată sau exces, făinarea, insecte dăunătoare. Fiecare cultură iubește umeziala, dar numai cu moderație. Cu un exces de umiditate, bacteriile încep să se înmulțească activ, contribuind la descompunerea legumelor. Pentru a evita creșterea umidității, este necesar să plantați corect planta. Este săpat un șanț de mică adâncime, în fundul căruia se toarnă un strat subțire de nisip. Se plantează ceapa și se stropește ușor cu pământ. Metoda este aplicabilă solurilor argiloase. Când este supraîncărcat cu umiditate, nisipul va acționa ca un dren, absorbind excesul de umiditate. Dimineața este mai bine să nu udați recolta, mai ales dacă rău a căzut. După ploaie, planta nu are nevoie de udare cu aproximativ o lună sau o lună și jumătate înainte de recoltare, toate procedurile de apă trebuie finalizate, deoarece acest lucru va avea un efect negativ asupra depozitării ulterioare. Mucegaiul sau mucegaiul pufos este ușor de recunoscut. În primul rând, lăstarii verzi încep să sufere, iar apoi boala trece la nap. Pe pene apare o culoare gri, apoi devin galbene și se estompează. Totul din cauza solului umed. Urmărește pe TikTok, Facebook și YouTube agroștiri.ro